Dragilor, din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre o carte frumoasă, despre Calea sufită de Idris Shah, o carte publicată în colecția Înțelepciunea inimii a editurii Herald și alături de noi, iată, este domnul profesor Teodoru Ghiondea. O carte care și-a găsit un foarte bine meritat loc în această frumoasă colecție, Înțelepciunea inimii, unde găsim cărți cu precădere legate de tradiția mistică a islamului și anume sufismul, Calea sufită. Iată de data aceasta o carte foarte importantă a unui cercetător care vorbește cumva într-un limbaj destul de accesibil publicului larg despre ceea ce înseamnă sufismul și Calea sufită. Da, este important lucrul acesta pe care l-ați spus. Pentru că avem și un alt exemplu. Sunt foarte multe biografii ale profetului Muhammad și până la urmă cea care a fost recepționată cel mai bine în Europa, în mediul islamic din Europa și nu numai în mediul islamic, a fost Viața profetului Muhammad, scrisă de un european. E adevărat practicant sufi, dar european, și anume Martin Links. Adică o carte care a fost scrisă din interior. Este important pentru Europa faptul că sunt câteva nume foarte importante de europeni care au prezentat cu maximum de rigoare și cu înțelegere sufismul din interiorul lui, pentru că ei folosesc, exact cum a spus noastră, un limbaj care să fie accesibil mentalității europene și, sigur, intelectului, ca să zic așa, format la școlile europene. Sunt lucruri care nu pot fi explicate, e adevărat. Însă cine este interesat de subiectul respectiv, evident că are posibilitatea, cel puțin din ceea ce s-a publicat la editura Herald, din mai multe, ca să spunem așa, din mai multe perspective și de autori diferiți, cum ar fi Burkhardt, Martin Links, nu, care au scris despre sufism și au prezentat sufismul, și sigur că avem posibilitatea de aici, citind aceste cărți, care sigur spun același lucru într-un fel, dar în modalități ușor diferite, și este bine pentru că ai un alt acces, ai o altă viziune, ceva mai completă și mai accesibilă asupra sufismului. Sufismul este pentru islam ceea ce este, ca să facem o paralelă, ceea ce este cabala pentru iudaism și ceea ce este zihasmul pentru creștinism. Cu alte cuvinte, o tradiție poate fi practicată în două moduri, în mare. Pe calea largă, adică pentru toată lumea, și pe calea strâmtă, cum se spune, sau pe poarta mică, pentru o anumită elită. O spunem de la început, pentru că, de fapt, cel puțin în sufi, se și vorbește de elită și de elita elitei chiar, deci elita și elita elitei, adică dintre toți maeștrii spirituali și practicanții sufismului, există unii care excelează, să spunem așa, care ajung foarte sus, pe trepte foarte înalte de spiritualitate, dacă nu chiar la capăt, capătul numindu-se identitatea supremă, care este același lucru cu moksha din tradiția hindusă, de care vorbește Vedanta, ca să spunem așa, nu? Prin urmare, abordarea islamului din perspectiva asta este importantă pentru că, pe de o parte, ea merge până la măduva lucrurilor, aș spune, până la esența islamului, și acolo el va descoperi că sunt foarte multe asemănări, cel puțin asemănări, și cu creștinismul și cu iudaismul. Explicația este cât se poate de simplă. Cele trei religii abrahamice, iudaismul, creștinismul și islamul, au același izvor, pe care eu l-am numit, după, evident, învățătura desprinsă din opera lui René Guénon, tradiția primordială, și din care s-au tras toate, până la urmă, tradițiile, și hinduismul, și toate celelalte. Prin urmare,
pentru că este vorba de o poartă strâmtă, de o cale mai îngustă decât cealaltă, sigur că se pune problema și unei disponibilități intelectuale și spirituale ca să poți accede pe această cale. Se spune în mediul inițiatic, se spune, nu discipolul își găsește maestru, ci maestru își alege discipolul. Vedeți, după logica simplă, curentă, lucrurile par pe dos oarecum. De unde să știe maestru că există discipolul X nu știu unde? Păi tocmai asta este problema, că el știe lucrul ăsta. Vedeți, sunt lucruri care nu pot fi explicate din punct de vedere logic. Problema asta a explicării logice și a înțelesului logic, eu o demonstram foarte simplu la orele de curs când eram în activitate, când le spuneam că partea cea mai importantă a vieții noastre este credința. Sigur, mă refeream în general la lucruri și sigur și la mine, este credința. Acolo unde logica nu poate opera. Și când eram întrebat de ce, spuneam, cum poți tu să-mi explici mie Sfânta Treime din punct de vedere logic? Nu se poate. Ea depășește logica. Logica nu înseamnă că e invalidă. Nu. Ea este, are un anumit domeniu pe care se poate aplica. Deci, maestru și alege discipolul. Maestru și alege discipolul. De ce? Am să vă spun de ce. Pentru că inițiabilul, cel care vrea să intre pe această cale, să intre într-o tarica, cale, potecă, cum vreți să-i spuneți. Așa? Nu știe exact, el n-are cum să știe exact ce disponibilități spirituale are și nici ce capacitate intelectuală are de a pătrunde în adevărurile prime pe care îi le poate oferi un maestru. În plus, mai există ceva pe care eu îl amintesc întotdeauna și atrag atenția asupra lui, există un fel de sensibilitate intelectuală pe care ți-o dezvoltă maestru. Este cunoașterea fundamentală prin intuiție intelectuală. Și asta necesită și oarecare sensibilitate. La cartea pe care noi o amintim aici, anume Calea Sufită, este foarte interesant că în partea întâia, unde sunt pomeniți, unde sunt prezentații câțiva din autorii clasici, pe lângă Sultanul Iubirii, Jalaluddin Rumi și Sultanul Cunoașterii, Muhyiddin ibn Arabi, este interesant că sunt și poeți. Sadi din Shiraz, nu? Care, Omar Khayyam, care n-au fost simpli poeți, poeți în sens european sau în sens obișnuit, profan al cuvântului, ci seamănă cumva cu poeții, de exemplu, autorii de haikuri din Japonia, care erau și practicanți ai zenului, ai budismului zen. Deci este vorba de o inspirație poetică în cel mai înalt grad, ca să spun așa. Și este interesant că el îi amintește. Este un punct prețios pentru cartea aceasta, gândindu-ne că sunt foarte mulți amatori de poezie și iubitori de poezie. Citind această carte, vor vedea că poezia înseamnă poate cu mult mai mult decât și-au imaginat sau decât au crezut. Că nu e vorba numai de o stare anume, specială, sufletească, ci că e vorba aici și de o cale spirituală, de un adevăr spiritual, care sigur că impresionează. Nu trebuie să uităm nicio clipă, ceea ce spunea Platon. Haina adevărului este frumosul. Haina adevărului este frumosul. Și poezia este frumusețe prin excelență. Deci ea conține adevăr. Poezia nu este o versificare. Și de asta spun, citind cartea lui Idris Shah, vor vedea cititorii că, citind și catrenele lui Omar Khayyam, vor vedea că acolo nu e vorba de o poezie gen, nu știu, așa, cam cum se scria altă dată în Grecia antică, de exemplu, despre vin, despre petrecere, despre viață veselă și așa mai departe, că nu are nicio legătură cu asta. Timp, dragoste.
Sigur că da, sigur că da. Și că toate lucrurile astea înseamnă mult mai mult, că e vorba de niște simboluri. Or, limbajul suflit prin excelență este unul simbolic, pentru că există o treaptă, o sferă a adevărului, unde el nu mai este exprimabil. Nu-l mai poți exprima. Și atunci singura cale de a-l transmite este simbolul. Din punctul acesta de vedere, de exemplu, este foarte interesant simbolul deșertului, care, departe de a fi o absență și o lipsă continuă, spune Ibn Arabi că acolo îl întâlnești pe Dumnezeu. Și dă o imagine foarte frumoasă, călătorul care merge în deșert este însetat și e la limita răbdării și la un moment suportabilității și la un moment dat vede o apă, vede o sursă de apă, un izvor. Și atunci se grăbește, ajunge acolo, dar când ajunge acolo își dă seama că a fost un miraj. Și spune Ibn Arabi extraordinar și tainic în același timp, trebuie să recunosc, în momentul acela ți-ai dat seama că l-ai cunoscut pe Dumnezeu. De ce? Cum adică? Într-o iluzie l-a cunoscut pe Dumnezeu? Nu! Atunci îți dai seama că totul este o iluzie până la Dumnezeu. Adică nu-ți mai rămâne nimic. În deșert care înseamnă nimic, ai ajuns acolo și ceea ce ți s-a părut că este o formă și aia e tot nimic și atunci nu mai rămâne în tine decât Dumnezeu. Sigur, mai spune Ibn Arabi, trebuie să ai pentru asta o aspirație foarte puternică, interioară, ca Dumnezeu atunci să ți se facă ție cunoscut prin așa ceva. Sunt foarte multe și povestiri legate de sufism, dar sigur, dintre marii maestri există și maestri care folosesc un limbaj foarte, aș spune eu, abrupt, un limbaj paradoxal. Și atunci lucrurile, sigur, sunt ceva mai complicate, mai greu de înțeles. Ele pornesc, în general, de la câteva formulări pe care profetul Muhammad le-a făcut cunoscute discipolilor, sigur, celor apropiați, tovarășilor lui. Unul din ele este foarte important și este cu mesaj strict inițiatic. Muriți înainte să muriți. Adică să mori pentru lumea asta ca să poți să te naști. Este exact ce spune Eminescu. Că te naști spre a muri și mori spre a te naște. Nu este o figură de stil la Eminescu. Eminescu știa foarte bine lucruri, o grămadă de lucruri. Și asta știm numai dacă îi citim una din scrisori, ne dăm seama, scrisoarea întâia, ne dăm seama ce cunoștințe colosale și ce înțelegere avea, cu totul ieșită din comun, aș spune eu, până la urmă. Nu? Bine, sigur, e vorba de, cum îi spun eu, poetul suprem, care nu e nici mare, nici mic și geniu e puțin spus. Da. Prin urmare, sunt asemenea formulări care în sufism sunt foarte, foarte cunoscute, pentru că de la ele pornește și practica până la urmă, de la meditația asupra lui. Încă o formulare este aceea care s-ar putea să fie cunoscută în parte gândirea europene. Cunoaște-ți sinea. Asta o știm de la Socrate, așa s-a transmis că este de la Socrate. În fond era o parte din ce era scris pe frontonul templului din Delphi. Gnotis afton nu înseamnă cunoaște-ți sinea în sensul de a mă cunoaște pe mine, că unii au tradus și cunoaște-te pe tine însuți. Nu ăsta este sensul. Și o să vedeți că în sufism are formularea completă. Cine își cunoaște sinea, cunoaște pe Domnul său. Cunoaște pe Domnul său. Adică eu cunoscându-mi adâncul inimii, temeiul meu, deci nu e vorba de o cunoaștere psihologică, din punct de vedere psihologic, o cunoaștere psihică, e vorba de o cunoaștere spirituală a adâncului din mine, a inimii mele, acolo unde se lășluiește Dumnezeu, atunci eu îl cunosc pe Dumnezeu. Am dat numai două formulări, sigur, ele sunt mai multe, dar două formulări care sunt fundamentale și de la care pornesc mari maestri în general în ceea ce prezintă. Prin urmare, cartea lui Drișa nu abordează sufismul sub aspectul strict categorial al termenilor, adică nu este o carte complicată.
Este o carte care se citește ușor, este o carte care se citește bine, cu atenție, și atunci înțelegi, tocmai am și spus că sunt prezenți și acei maeștri sufiți care au fost poeți și noi așa i-am învățat ca poeți. Și atunci pătrundem într-o lume care, dintr-o dată, sunt sigur că va apărea cititorului mult mai bogată decât o știa înainte. Cartea mai are și alte capitole interesante. De exemplu, în partea a doua sunt date ordinele. În general, există niște ordine, nu? Așa, ca și cum sunt și cu ordinele călugărești, de exemplu. Sunt ordine, nu? În care au la origine un mare maestru spiritual și care a deschis o cale specială, care are particularitățile ei, nu? După aceea mai este un capitol cu teme pentru contemplație, recitări de grup, adică aspecte care, repet, nu sunt greoaie din punct de vedere teoretic. Sunt prezentate foarte deschis, foarte, aș spune eu, accesibil și asigură o cunoaștere și o imagine de ansamblu al sufismului cât se poate de pertinent. E adevărat că plecând de aici poți să aprofundezi, dar este un foarte bun punct de plecare, repet, pentru că e bine structurată și nu pune probleme, din ce am constatat și eu și prietenii mei, nu pune probleme de înțelegere la nivelul noțiunilor, de exemplu, sau, mă rog, al desfășurării cărții. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre Calea Sufită a lui Idri Shah, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiodea. Am putea spune chiar o lansare de carte, un eveniment cultural. Noi vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!